Lăudat să fie Domnul care se îndură de noi, care ne iartă, care ne mântuie și care ne dă bunătatea sa întotdeauna, preamărit să fie Domnul nostru. Dragii mei, un subiect care este în vogă foarte mult în zilele acestea este subiectul despre economie. Suntem noi într-o recesiune, unii spun că am intrat deja în ea, alții spun că încă nu s-a declarat oficial, dar suntem foarte aproape. Suntem noi într-o stare în care pur și simplu a început să încetinească profitul, se pare că în mare parte da. Unii vor veni cu fel de fel de teorii încercând să explice de ce am ajuns aici, cum ne-a impactat pandemia, ce înseamnă aceasta pentru noi, care este stabilitatea la care ne putem aștepta sau poate nu ne mai putem aștepta, care este problema inflației, care observăm acum în Canada și se observă nu numai la noi, ci în toată lumea aceasta, problema interesului care băncile l-au ridicat și acum avea foarte mulți îi sperie să mai cumperi, să nu mai cumperi și observați că acesta este un subiect care este foarte tare în vogă în aceste zile. Desigur, noi ca tot românul care este expert aproape în toate domeniile vieții, vom veni cu fel de fel de răspunsuri pentru nevoile care le avem. Ca de exemplu, auzi oameni care spun, nu cumpăra casa acum, că o să cadă piața, să vezi cu mult, mult și o să cumperi mult mai ieftin. Noi tot așteptăm de multă vreme să cadă, se ridice, să urce, să se schimbe și noi gândim că știm. Vin oameni de expertiză care spun, nu cred că se întâmplă. Ba, o să vezi voi că știu eu că așa merge la noi sistemul. Și noi gândim că le știm pe acestea, le putem estima și le putem pune toate împreună. E bine, ca să ne protejăm banii care noi avem sau ceea ce avem ca și avuții, încercăm să-i ascundem undeva să fie cât mai sigur. Și în loc să-i băgăm în pământ undeva în grădină, îi băgăm într-o investiție. Unii vor cumpăra casă, de exemplu, alții vor cumpăra companii, niște stocks, alții vor cumpăra în criptomonede și alte lucruri și fiecare caută să-i bage undeva banii ca să le dea un randament mai bun. Că ideea îi, dacă poți să-i bagi undeva și îți dă un randament mai bun, ai băgat puțin și ai scos mult, cine nu vrea să aibă o astfel de șansă? De altfel, dorința noastră, per total, este ca să avem o investiție foarte mică și un randament foarte mare. Amintiți-vă că în anul 1992, cei care ați prins mai bine perioada aceea, era problemă cu Caritas în România. Cei care ați prins și care știți mai bine de Ion Stoica, care a inventat acest sistem, unde băgai 2000 de lei și primeai 10.000 de lei înapoi, cu garanții mari, că vei primi de 8 ori mai mult decât poți să bagi tu înăuntru. Și oamenii au băgat, se estima că prin vremea aceea, o treime din toți banii României erau băgați în jocul acesta piramidal, ca pe la sfârșitul acestui joc să se estimeze că undeva la 1 triliard de lei erau băgați în acest joc și oamenii au pierdut bani mulți. Pentru că omul gândește că dacă poate investi puțin și scoate mult, de ce nu? Așa ne place și nouă să fim de multe ori cumpărați cu astfel de lucruri. Eu am o mare necaz pe oamenii care așa de ușor cumpără astfel de pachete, zicem noi. Uite, dacă cumperi acestea, o să vezi cremă luată din Egipt, de undeva, de la subsolul piramidelor. Dacă te ungi cu ea noapte, o să dispară ridurile dimineața, slăbești 10 kg. Măi, și le cred oamenii, le cred. Nu știu cum le credem așa de ușor, dar uneori le credem. Și oamenii dau bani și nu costă mult. Numai 599.99. Și dacă investești tu acum, nu nimic mai mult, că dacă mai cumpără și un altul și un altul și un altul și un altul, tot să devii milionar peste noapte. Și arată poze cu ăla care merge cu avionul privat și cu mașină de lux și te gândești, așa o să fiu eu în câțiva ani. Eu o să plătesc următorul proiect la biserică, îl plătesc eu afară, de la Domnul, că o să am bani mulți și după 10 ani de zile ai rămas cu cremă în basement și ai rămas și fără, și cu riduri, și cu greutate mare, și cu bani pierduți, și cu cremă în basement. Și ce să faci cu ele? Observați că ne place să investim foarte mult în lucruri în care gândim că ne va da un randament foarte mare. Veniți să răcești și iertați-mă acum, poate super pe cineva, cei cu essential oils și dacă te ungi după ureche noapte poți să dormi mai bine și o să vezi ce miros frumos în casă și ziceam la cineva, eu cred într-un singur ulei, dragii mei, unde lemnul? Ăla când se unge bolnavul cu credință, Dumnezeu dă vindecare, mărit să fie Domnul. Mai desigur, dacă cineva se pune în casă, miroase frumos, nu-i rău. Dar așa le cumpărăm de rapid că ne credem că vor fi cu adevărat benefice, vor fi bune, băgăm investiții rapide că vom scoate foarte mulți bani înapoi. Și avem noi expresie în limba engleză, if it's too good to be true, it's probably not true. Dacă pare prea bine și se prezintă prea frumos, să știi că probabil că nu e adevărat. Că nimic în viață nu este chiar așa de ușor și de simplu. Dar dacă noi avem o economie a noastră, dragii mei, știți că și Dumnezeu are o economie a Lui? Și Sfânta Scriptură ne prezintă covârșitor despre această economie a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne prezintă în Sfânta Scriptură că suntem responsabili de felul în care ne folosim timpul nostru, banii noștri, viața noastră, tot ceea ce Dumnezeu ne dă, darurile noastre, pentru că ei sunt sau toate sunt băgate în această economie a lui Dumnezeu. Și în măsura în care noi investim și ne raportăm la această economie, vom avea un randament deosebit. Și dacă în lumea aceasta putem să fim fenomenali,
tentați de foarte mulți oameni și să dăm greș, vreau să vă spun că această economie niciodată nu va colapsa, niciodată nu intră în recesiune, niciodată nu pierde și ceea ce bagi în economia aceasta e garantat să scoți un randament extraordinar. Apoi cine n-ar vrea așa ceva? De aceea, în această dimineață, aș vrea să vorbesc pe scurt despre principiile economiei lui Dumnezeu. Și ca întotdeauna fac acel aviz înainte să încep mesajul, să nu credeți că îl fac pentru că suntem, revin, într-o criză în care trebuie să ne milogim, să dați bani, să vă cerem, ci vreau să ne facem responsabili, dragii mei, de ceea ce noi suntem datori în fața lui Dumnezeu, vis-a-vis de viața care noi o trăim, de bunurile care noi le avem și de această economie în care noi trebuie să fim integrați dacă vrem să avem parte de moștenirea vieții veșnice. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Unii vor spune că Biblia și banii nu se împacă. Când vorbim despre Biblie, vorbim despre moralitate, despre Dumnezeu, despre vindecare, despre iertarea păcatelor, ce ar de a face Biblia și banii? Dar să știți că în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, vom găsi de foarte multe ori expresii, explicații, învățături despre felul în care noi suntem chemați să ne folosim banii noștri. Biblia nu se sfiește să ascundă acest subiect și Dumnezeu a vrut să ne facă responsabil că trăim în viața aceasta, ne folosim de bunurile vieții acesteia, dar va trebui să trăim în perspectiva împărăției lui Dumnezeu și în măsura în care noi ne raportăm la acești bani, la aceste bunuri, va demonstra cât de mult cu adevărat inima noastră este lipită de împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea sunt niște principii care Biblia le arată vis-a-vis de acest lucru de economie a lui Dumnezeu. Aș vrea împreună în această dimineață, în măsura în care Dumnezeu ne va ajuta, să privim la patru principii desprinse din acest pasaj, să le observăm împreună și să încercăm să învățăm despre felul în care noi suntem responsabili să ne folosim bunurile noastre pentru împărăția Domnului. Haideți să le observăm împreună pe cele patru principii. În primul rând, primul principiu este contribuie unde te hrănești. Versetul 6 ne spune, din Galateni capitolul 6, cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Este un principiu. Locul în care tu te hrănești spiritual, locul în care vii, locul de unde îți primești, dacă vreți, ajutorul spiritual, în locul acela ai responsabilitatea să contribui cu bunurile tale pentru bunul mers al acelei lucrări. Adică biserica de unde aparții, de unde îți primești hrana săptămânal, de unde te bucuri de faptul că ai tăi copii sunt educați, sunt învățați să cânte, sunt învățați versete din Biblie, sunt ajutați în crizele vieților prin consiliere și multe alte programe care se fac pentru ei, în biserica aceea tu ai o responsabilitate să-ți dai contribuția ta. Nu este normal să particip la adunare, să mă bucur de tot ceea ce biserica are de oferit și să spun, lasă plătească alții, că alții au mai mult, că eu nu sunt așa de bine pus la punct în vremea de astăzi, că eu acum am avut o lună mai grea. Nu-i normal ca să particip undeva și să nu mi-aduc contribuția. Mai este un alt lucru, dragii mei, și spuneam, locul în care, de unde tu îți primești învățătura, de unde tu contribui, acolo va trebui să-ți aduci aportul tău. Sunt persoane care spun, așa de mult îmi place de predicatorul cu tare, îl ascult cu mare plăcere și îmi place întotdeauna să fiu prezent când au un program online. Mai degrabă aș da banii acolo, zice către cineva, decât să-i dau la noi la biserică. Problema care poate nu observi este faptul că ai ascultat o predică bună pe internet, nu echivalează faptul că copiii tăi vin la adunare, nu echivalează faptul că tu te bucuri de acele programe care biserica le pune la îndemână, nu echivalează faptul că biserica are proiecte care le face de evangelizare cu contribuția celor care participă împreună. Și atunci, locul în care eu mă hrănesc, în locul acela, eu sunt responsabil să contribui, să ajut și să-mi aduc aportul meu. Gândiți-vă de bună oară la un exemplu din viața practică. Dacă eu mă duc la un restaurant și mănânc mâncare și îmi place mult și când vine vorba de factură, plătesc la alt restaurant. Oh, am văzut un restaurant de lux undeva în America. Ăla da restaurant. Atât de fain e acolo. Vreau să le plătesc lor pentru meniul care l-am mâncat aici.
Dar nimeni nu-ți va face așa ceva. Păi cum adică? Dacă ai mâncat aici, plătești aici. Nu, nu, dar mie îmi place mai mult de restaurantul ăla. Păi dacă vrei la ăla, du-te la restaurantul ăla. Bă, nu pot să mă duc acolo, vreau să stau aici. Dar dacă eu stau aici, vreau să dau acolo. Observați că pare foarte chicios pentru noi să gândim în acești parametri. De aceea, dragii mei, biblic vorbind, suntem chemați să contribuim în locul de unde ne primim hrana pentru viața noastră spirituală. Cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Observați expresia, să facă parte din toate bunurile lui. Și aici mergem un pas mai departe. Că de multe ori ne gândim foarte simplu relația noastră cu biserica ca și membrii ai bisericii. Dacă nu am o chemare specială, dacă nu sunt implicat în a predica, în a sluji activ sau a fi în cor sau într-o formație muzicală, dacă nu sunt în comitet sau într-un corp administrativ al bisericii, ci sunt un simplu membru, zicem noi, singura mea responsabilitate e să dau bani la biserică și în rest atâta. Dar știți că este mult mai mult decât atâta? Spuneți Sfânta Scriptură să facă parte din toate bunurile lui. Sunt mai multe bunuri de care dispunem și Dumnezeu vrea să le folosești pentru împărăția sa. Ca să vă dau un exemplu, se merge la Toronto, avem nevoie să mergem să susținem această lucrare și ca să mergem mai multe persoane avem nevoie de o mașină. Unul spune, eu vreau să pun mașina mea la îndemână și eu mi-asum costul acestui drum. Dar de ce? Pentru că o fac pentru Dumnezeu, o fac pentru această lucrare, pentru împărăția Domnului. Sau vrem să facem o altă lucrare, vreau să-mi dedic timpul meu. Uite, eu am să-mi iau timpul meu să vin să pun și eu mâna propriu zis, să dau o mână de ajutor. Deci sunt mai multe criterii prin care noi putem să investim în lucrarea lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că suntem responsabili și trebuie să fim responsabili vis-a-vis de această chemare. Cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Și este un principiu în economia lui Dumnezeu. Unul va spune, asta înseamnă că Evanghelia pe bani, că se face business pe spatele lui Dumnezeu? Nu, dragii mei. Dar ca în orice domeniu al vieții, orice facem, necesită sau are anumite costuri. Și acele costuri trebuie acoperite de undeva. Dumnezeu lucrează în parteneriat cu noi. Ar putea Dumnezeu să facă să apară așa bani deodată? Ar putea Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să lucreze cu noi împreună, că modalitatea în care noi ne raportăm la aceste cerințe va determina felul în care noi cu adevărat îl vedem pe Dumnezeu sau demonstrează felul în care noi îl vedem pe Dumnezeu și va determina răsplata care ne stă în față. Minunăția e că pentru ceea ce fac eu aici cu bunuri vremelnice, Dumnezeu îmi va răsplăti cu bunuri deosebite și veșnice. Și pentru aceasta eu spun preamărit să fie Domnul. Suntem responsabili în această economie a lui Dumnezeu. Al doilea principiu, dragii mei, este principiul calitativ. Calitatea contribuției mele contează. Versetul 7 și 8. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Era așa un fel de fabulă, hazlie creată cineva că s-ar fi întâlnit dolarul cu sute de dolari și s-au întrebat între ei pe unde ai mai călătorit și suta spune, păi am fost prin Caraibe, am fost prin Cuba, am fost prin resorturi, dar tu, dolarul unde ai umblat? Și doar spune, pe la biserici, pe la orfelinate, pe la casele de ajutor de misiune, pentru că așa ne gândim noi de foarte multe ori când e vorba de Dumnezeu, dăm ce mai rămâne, cum spune evreul acela, Doamne, eu iau banii, îi arunc în sus, ce vrei să-ți iei, ia-ți tu, ce cade înapoi jos, e totul la meu. Așa gândim noi de foarte multe ori că ce ne-a mai rămas ca și change în buzunar, aia îi dăm la Dumnezeu. Și Dumnezeu să facă el acolo minuni ca la mulțirea pâinilor, să le mulțească în cutia de dărnicie și să-și facă Dumnezeu lucrarea. Ei bine, dragii mei, conceptul calitativ pe mine mă responsabilizează că trebuie să fiu atent la felul în care mi-aduc aportul meu în economia lui Dumnezeu. Dacă pun mai multă valoare pe ceea ce înseamnă viața aceasta, pe lucrurile vremelnice a vieții acesteia, de ce aștept ca Dumnezeu să facă mari minuni pentru mine când am nevoie? Și ascultați-mă foarte bine că este un principiu biblic și important de înțeles. Dacă eu mă rezum cu un dolar la adunare, pentru ce să facă Dumnezeu minuni în familia mea?
Acum, nimeni nu poate cumpăra o minune. Că dacă ar veni cineva aici și ar pune 10 milioane în fața bisericii și spuneți, acum vindecăm copilul, nimeni nu poate face așa ceva. Și nimeni nu-și poate cumpăra bunăvoința lui Dumnezeu. În schimb, stilul calitativ al slujirii, al contribuției tale, va dovedi unde stă inima ta în relație cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este doar un fel de adaos al vieții tale și ia acolo un dolar să mă lase în pace Dumnezeu, atunci de ce pretinzi că Dumnezeu e Domnul vieții tale când ai nevoie de o minune, de o vindecare, de o eliberare, de un ajutor din partea Lui? Dacă Dumnezeu nu este așa de important la tine, precum ar fi mașina, casa, precum alte investiții, de ce Dumnezeu să investească în viața ta? Observați, dragii mei, nu ne cumpărăm favoruri, dar demonstrăm prin calitatea slujirii noastre unde stă inima noastră în relație cu Dumnezeu. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Și principiul acesta este deosebit de important. Dacă acest principiu n-ar exista, dragii mei, am avea haos în lumea în care noi trăim. De bună oară când vei să semeni porumb, te aștepți ca după un timp de recoltă să vină porumb, nu cartofi, nu altceva. Aștepți să iasă ceea ce ai semănat, ceea ce tu pui în comerț, aceea aștepți să iasă înapoi. Ei bine, spune Sfânta Scriptură, ceea ce noi semănăm, calitativ vorbind, cu aceea ne vom întâlni mai apoi. Biblia spune, cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dacă pentru mine singur lucru care contează sunt conceptele vieții acestea, banii, relațiile, mașinile, casele, avuțiile, vieții acesteia, aceea voi secera și în momentul judecății lui Dumnezeu mă voi întâlni cu un fum mare care iese din ceea ce eu am construit. Că pământul cu tot ce este pe el va arde. Nu spunem că e rău să-ți cumperi, să ai, să-ți faci ceva pentru tine. Dar dacă atâta este ceea ce contează pentru tine și la atât se rezumă viața ta, ai o mare problemă vis-a-vis de economia lui Dumnezeu și te aștepți un randament enorm. Te aștepți Domnul să facă minuni, să schimbe inimi, să dea mari biruințe. Dar observați că felul în care noi suntem responsabili vis-a-vis de acest concept al vieții arată și demonstrează cât de mult noi cu adevărat credem în Dumnezeu. Suntem chemați să fim responsabili la această situație. Cunosc o familie care, după ce s-au căsătorit, au vrut să pună o parte din banii care au primit pentru Dumnezeu, pentru biserică. Cineva a auzit spunând, dar de ce ai făcut aceasta? Pentru că așa am gândit noi că este potrivit, din bunurile care Dumnezeu ni le-a dat, să punem deoparte pentru Dumnezeu ceva. Mai apoi au fost consecvenți în ceea ce a însemnat contribuțiilor față de adunare și față de lucrarea lui Dumnezeu. Ca după o vreme ce au venit și copiii și au trecut câțiva ani, au ajuns într-o stare de criză financiară. Așa s-au închis ușă după ușă și fiind blocați la un moment dat rugându-se împreună, au chemat și au cerut ajutorul lui Dumnezeu. N-au sunat la nimeni, n-au făcut caz și apel, n-au făcut un fel de flyer cu nevoile financiare ale familiei, ci s-au rugat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care vede nascuns și știe să răsplătească, la momentul acela de criză, în decurs de câteva zile când erau în cea mai grea situație financiară, a trimis către ei preț de 11.000 de dolari, care au apărut deodată din senin, fără să fi cerut de la nimeni, ci oameni care au pe inimă să facă o lucrare pentru Dumnezeu între aceste familii. Nu știind de ce, ci doar că Dumnezeu le-a pus pe inimă să facă aceasta. E bine, dragii mei, noi nu spunem aici că ne cumpărăm mântuirea, ne cumpărăm faptele bune, ne cumpărăm din partea lui Dumnezeu favorurile, dar Dumnezeu este credincios și drept față de noi, dragii mei, după felul în care și noi suntem credincioși înaintea Lui. Și dacă în aceste lucruri mici suntem credincioși, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată, mărit să fie numele Domnului. Principiul calitativ. Al treilea principiu în economia lui Dumnezeu este conceptul cantitativ. Anume, suntem chemați să fim atenți cu cât investim în împărăția lui Dumnezeu. Versetul 9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. În măsura în care eu investesc, eu pot să am o așteptare ca Dumnezeu să mă ajute, să-mi dea înapoi și să mă răsplătească în momentul când sunt într-un moment
de criză. Nu este vorba aici de sume colosale, adică vinde-ți tot ce ai, dă-l că atunci Dumnezeu îți dă înapoi. Nu este aici conceptul, ci este vorba de consecvența în cantitatea care o punem înainte lui Dumnezeu. Pentru că spune Biblia, să nu obosim în facerea binelui. Se poate că cineva va spune, da, am dat, dar ce mai vreți? Dar ce tot mi se cere? De ce tot mie mi se cere? Pentru că dacă ai dat odată, nu înseamnă că ți-ai făcut datoria, ci noi cât trăim, administrăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat și suntem responsabili de aceste bunuri ca să le punem la picioarele Domnului cantitativ, întrucât să îi băgăm în economia lui Dumnezeu. Și observați că aici apare un lucru foarte important. Este ușor să cădem de oboseală uitându-ne la faptul că noi am investit și acum ce se întâmplă cu investiția noastră. Putem să cădem de oboseală când începem să ne încurcăm cu lucrurile vieții acesteia. Dar nu mai am să mai dau și la biserică, să dea alții. Dar de ce ești într-o postură în care nu mai ai? Pun o întrebare. Păi am foarte multe datorii, m-am încărcat foarte mult. De ce? Pentru că am încercat să trăiesc la un stil de viață care pur și simplu nu era pentru mine. Știți că nu este un păcat să fii bogat, dar nu este un har acordat oricui. Spune în cartea Eclesiastul că dacă Dumnezeu a dat vreunui om bani, avuții, avere, să se bucure de ele, că este un dar din partea lui Dumnezeu. Pentru unii, Dumnezeu face aceasta. Pentru cei mai mulți, ți-aș spune eu, n-a îngăduit Dumnezeu să curgă milioanele din tavan. Dar pentru unii, Dumnezeu le-a dat un har deosebit și ei sunt mai responsabili de felul în care își folosesc bunurile avute pentru împărăția Domnului, ca și noi ceilalți care ne măgulim că se facă bogații, că ei au și noi n-avem. E bine, dragii mei, de ce suntem într-o postură în care nu putem să ajutăm? Pentru că de multe ori ne încurcăm în viața aceasta, investim în ceea ce nu contează, nu trebuie și oricum e pieritor, ca mai apoi când e vorba de adevăratele valori să spunem, nu pot și n-am de unde. Și cădem de oboseală. Păi e așa de stresant că se cere să contribuim. Uite câte situații, câte nevoi, câte colecte se fac pentru alte probleme. Dar de ce să tot dăm? Să nu cădem de oboseală. Căci dacă vom lucra și nu obosim în facerea binelui, la vremea potrivită vom secera, vom primi din partea lui Dumnezeu ajutorul de care noi avem nevoie. Sau de bună oară ne luăm după vorbele altora. Da, ce se tot dai la ăia, că ăia, vai de ei, că uite ce proiecte fac, că eu nu sunt de acord cu proiectele cu tare, dar nu te-a întrebat Dumnezeu dacă ești de acord sau nu ești de acord, ci suntem chemați ca responsabili să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. În biserica primară au făcut o strângere de ajutoare pentru anumite locuri și unul spunea, mie nu-mi place de macedonieni, mie nu-mi place de efeseni, păi să dea alții la galateni. Da, ei aveau nevoie de ajutor atunci și biserica a gândit că este normal să-i trimit acolo. Și dacă mie nu-mi place, nu contează aceasta, contează că eu sunt responsabil să pun mâna pentru împărăția lui Dumnezeu. E bine, ne spune Sfânta Scriptură în 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 6, să știți că cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Vă spuneam că am trăit personal și am văzut în viața altora astfel de experiențe foarte frumoase în care Dumnezeu știe să răsplătească pentru ceea ce facem pentru El. Știu un caz când cineva, fiind pus într-o situație, vrând să dea o mână de ajutor pentru o familie în care murise unul din părinți și a rămas o familie foarte numeroasă în urmă, în familie discutând a vrut să pună o sumă de bani. Suma a fost destul de mare și soția spunea, hai să punem suma aceasta. Soțul a spus, măi, punem, e mult un pic, n-avem acum de unde să scoate banii aceștia. Eu așa vreau, așa simt pe inimă. Discutând împreună, căzând de acord împreună, suma aceea au pus-o pentru aceea nevoie. În aceea zi, când au trimis banii aceia către familia aceea, cineva i-a întâlnit într-o întâlnire seara și le-a dat un plic în mână, zicând, de multe vreme am avut aceasta pe inimă pentru voi. Atât a fost discuția. Când au ajuns acasă, suma de bani care era în plic era de două ori cât puseseră ei pentru aceea familie. E bine, dragii mei, nu este Evanghelia prosperității, adică dă ca ai să primești garantat înapoi, ci noi suntem responsabili să investim în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă aici n-am primit nimica. Cu toate acestea, Dumnezeu niciodată nu rămâne dator față de cei ce își deschid inima față de El. Dumnezeu știe să răsplătească. Aviz celor care vor din firea pământească
să facă aceasta. Că unii vor spune, păi băgăm în caritasul lui Dumnezeu, hai să băgăm 100 și primim 1000 înapoi. Ei, nu chiar așa merge, dragii mei, ci dacă ești responsabil, dacă ești cinstit și dacă calitativ slujești, Dumnezeu îți răsplătește. Știam de un caz în care era o situație într-o biserică unde o familie avea nevoie de o mașină. Și un băiat din biserică a fost așa de mișcat de această lucrare încât a decis să-și doneze mașina care avea el cu totul acestei familii. Nu era o mașină nouă, de foarte bună calitate, dar a dat ceea ce avea el, nu mai avea altă mașină. A mers pe jos la lucru pentru următoarea zi și a dat mașina acelei familii. După câteva zile a primit un telefon și cineva a avut pe inimă să-i cumpere acestui băiat o mașină nou-nouță. Zicând această experiență undeva, în aceea seară, mai mulți tineri și-au dat mașina la alte familii. Au rămas și fără mașină, și fără transport și nici au primit-o înapoi. Pentru că dacă o faci în stil caritas spiritual, asta nu merge. Noi suntem responsabili de tot ceea ce facem, dragii mei, și suntem chemați să investim în împărăția lui Dumnezeu, înțelegând că El nu va rămâne dator față de noi. Și dacă aici nu ne va răsplăti, vine Iisus Hristos cu răsplata, mărit să fie numele Domnului. Că aici, dacă primesc eu niște bani și mai reinvestesc eu în alt geam, dragii mei, sau în altă podea, tot vor arde. Dar cu ce vine Iisus Hristos, aceea rămâne în picioare pentru totdeauna. Mărit să fie numele Domnului. Și ultimul principiu din economia lui Dumnezeu este principiul contextual. Contextul contează, anume versetul 10. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Observați sintagma, cât avem prilej. Se poate că este un moment când Dumnezeu îți îngăduie să ai, să poți să faci pentru Dumnezeu. În momentul acela ești responsabil să faci pentru Dumnezeu. Poate va veni un alt context al vieții, o altă situație în care nu vei mai putea. Ai vrea, dar nu vei mai putea. Ca de exemplu, cineva spune, uite, am forță, acum vreau să vin să ajung la biserică, e o construcție, e o nevoie, eu vreau să vin să pun mâna. Într-o zi, acea persoană se îmbolnăvește, nu mai poate. Aș vrea, dar nu mai am cum. Sau îmbătrânește omul. Păi, la vârsta de 80 de ani, cine mai așteaptă să vină ca omul bătrân să pună mâna, să mute scaune, mese, să ridice table? Păi acum să vină ea tineri care au de unde. Este o vreme îngăduită în care putem să slujim pentru Dumnezeu și să beneficiem de contextul vremii în care ni se acordă. Cât avem prilej să facem bine. Să facem bine la cine? La toți oamenii. Dar mai ales, fraților, de credință. Mă surprinde că suntem dispuși să devenim donatori lunari la World Vision. Să dăm la copii africani pe care nici măcar nu știm dacă ajung acolo banii. Să investim la cine știe ce asociații de politică, de altele și dăm bani cu nemiluita. Dacă ne-i vorba de a da pentru un caz care noi poate îl cunoaștem, o situație din biserică, o familie nevoie, pe las că știu pe aia, decizii greșite, acum să plătească ei. Biblia nu spune să analizăm cât avem prilej să facem bine. Doamne ajută la aceasta. Este principiul contextului în care Dumnezeu ne-a așezat. Un frate a făcut mult pentru Dumnezeu, a investit în multe familii și a dat mult din ceea ce Dumnezeu i-a dat. La un moment dat era bolnav, acasă pe pat s-a rugat, plângând înaintea Domnului și stând în rugăciune a deschis Biblia și a spus, Doamne, dă-mi un cuvânt, mă vezi că sunt într-o situație așa de dificilă, de criză, mă simt bolnav și nu sunt bine. Deschizând Biblia, deschide exact la Psalmul 41 și pune mâna pe versetul 1. Ferice de cel ce îngrijește de sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. A închis Biblia și a spus așa, Doamne, Tu vezi că eu versetul ăsta l-am împlinit. Eu am avut grijă, am dat pentru Tine și am făcut ce am putut. Acum ai rândul Tău să faci Tu pentru mine. Dragii mei, cei care știau cazul, ziceau că în ziua aceea Dumnezeu l-a vindecat. Revin, nu ne putem cumpăra noi mântuirea, nu ne putem cumpăra faptele bune, nu ne putem cumpăra ajutor din partea lui Dumnezeu. Dar felul în care suntem responsabili va determina cum se va raporta și Dumnezeu la noi. Siliți-vă! Să-i fiți plăcuți Lui. Ziceam și alte dăți, dragii mei, iubim pe toți copiii pe care Dumnezeu ne-a dat. Niciun părinte normal nu va face diferență între copii.
Dar vreau să vă spun că orice părinte se lasă sensibilizat de nevoia unui copil care este mult mai ascultător în familie. Dacă un copil vezi că ascultă, parcă face tot ce poate să-ți împlinească dorința ca părinte, ai fi gata să-i dai tot ce ai, că te ascultă. Nu că îi neglijezi pe ceilalți, nu că nu-i iubești, dar ți se deschide inima față de unul care vezi că este ascultător. Se spunea mai devreme, trebuie să ascultăm de Dumnezeu, ne cheamă să ascultăm și dacă în răzvrătire lucrăm, ce ne așteptăm în ziua de necaz? Dumnezeu să ne conștientizeze să trăim frumos înaintea Lui. Și închei în această zi cu câteva versete din Luca, capitolul 16, versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mai mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mai mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și în aramaică, cuvântul Mamona înseamnă bogății. De aceea, dacă vedeți în versetul 11, scrie un mic unul lângă bogății și la sosol scrie Mamona. Mamona înseamnă bani, bogății. Biblia spune, nu puteți sluji lui Dumnezeu și banilor. Și nouă ni se pare interesant. Păi avem nevoie de bani. E adevărat. Păi trebuie să ne cumpărăm o casă. E adevărat. Nu spune Domnul să nu-ți cumperi, să nu-ți faci. Dar cum te raportezi la ele, cum trăiești în perspectiva revenirii Domnului, arată cât de mult cu adevărat crezi tu în Dumnezeu. Dacă aceea glumă, iertați-mă, se aplică și la noi în care dolarul umblă prin biserică și când e vorba de vacanțe, dăm cu sutele și nu-i problemă, că e pentru noi, atunci arătăm cu adevărat ceea ce contează. Zicea Domnul Hristos, faceți după aceasta, dar nici pe cealaltă nu lăsați neîmplinită. Organizați-vă viața și să ne organizăm viața în așa fel încât să putem trăi în ceea ce avem nevoie, dar să nu neglijăm lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Și dacă vom face astfel, când va veni Domnul, El ne va răsplăti. Și pentru ziua aceea zic, Doamne, vino cât mai curând.